Te mai urmărește ratarea de la Paris, Romeo? Marica scapă în dreapta, centrează în centru, tu ai trei sferturi din poartă goală și dai pe lângă. Da, exact. Tocmai asta. Știam că o să se ajungă și la situația asta. Da, m-a marcat foarte mult, pentru că era poate șansa vieții mele să fac schimbarea către un club din Europa. Da. Nu a fost să fie. Asta e mersul în viață. Ce să faci? Dar știți care e problema? De ce nu vă uitați la reluare de la început? De unde fugi tu ca să ajungi în fața porții? Asta vrei să ne spui. Uitați-vă pe reluare. Marica când scapă nu se vede niciun jucător. Da. Niciun jucător nu se vede în prim plan când Marica scapă. Eu eram undeva pe 16-20 de metri. Pe 16-20 la careul nostru, asta spui. La careul nostru, și am zis eu trebuie să ajung în fața porții. Adică eu am făcut un efort fantastic, ceea ce nu s-a văzut. S-a văzut doar ratarea. Deci, practic, ai ajuns în fața porții cum ajungeai când jucai în bandă, fără oxigen în creier. Exact. Ei, și oricum, de asta zic, n-am avut controlul lovirii mingii. Am lovit mingea cu călcâi. Dacă loveam cu latul, era pa. M-am dus să o lovesc cu latul, dar mingea venind tare, eu venind tare din alergare, normal că nu am cum să pun control. Uite, poza asta amuzantă cu Goian. Cu Goian. Fantastic. Da. Da, cu Gogo, fantastic. Ce băieți erau. Da, deci, da. Deci n-am mai avut control asupra mingii. Cât a contat atunci în ghetele tale, în meci, ratarea respectivă? Era minutul 41, dacă nu mă înșel. Da, cât a contat? 21 da. De milioane de suporteri mi-am făcut, adică 20 milioane de români făcându-i să fie triști. Care mi-aș fi dorit să se bucure. Să ne bucurăm. Altfel intrăm cu 1-0 la pauză, cu siguranță. Chiar îmi pare rău. Pentru că pentru mine, ca să fiu, să îmbrac tricou echipei naționale a fost un lucru fantastic. Eu am îmbrăcat, chiar mi-am adus aminte și povesteam și pe chat-ul meu. Da. Am îmbrăcat tricou echipei naționale de la junior, de la 14 până la echipa mare. Adică pentru mine a fost un parcurs fantastic. Ce a fost în vestiar? Când știai că ai ratat ocazie de 1-0, mai ții minte atmosfera din vestiar când a intrat? Era imediat după ratare, la câteva minute. Păi au venit toți la mine și mi-au zis că m-au văzut că eram... Prăbușit, adică, aproape. Măi, da, eram prăbușit, că am jucat tot meciul, am făcut, am făcut Dar mental erai căzut. Am încercat să trec peste imediat, pentru că nu vă dați seama ce atmosferă era când am intrat pe Stadio France acolo. Când am ieșit la încălzire, nu era nimeni. Când am ieșit la meci, stadionul era full. Și am zis, nu se poate așa ceva. Deci pentru mine a fost meciul vieții, să zic așa. Da. Că nu te așteptai. Să nu mai zic că era Ribéry și cu Benzema, erau rezerve la meciul ăla. Stăteau pe bancă. Și când au ieșit la încălzire, au explodat stadionul. Nu știam ce se întâmplă.